Cristina Tinsertsavtse, policy analyst at Open Society Institute in Brussels. Thank you for joining Radio for Europe, Radio Liberty. Thank you very much, Yolanda, and thanks a lot for inviting me for this interview. Doamna Cetzvațe, la un an de la cea de-a 10-a aniversare a parteneriatului estic și după publicarea în martie a comunicării comune privind parteneriatul estic, liderii din cele 6 țări au fost nevoiți să se vadă prin videotelefon și nu în cadrul unui summit. Motivul este bine cunoscut, pandemia de coronavirus. A fost un prilej de reflecție asupra realizărilor trecutului și asupra provocărilor viitorului. Dumneavoastră, cum le vedeți? I think when the Eastern Partnership project or policy was initiated back in 2009, it was very important moment. Parteneriatul estic a fost considerat un proiect extrem de important la inițierea sa în 2009. Dacă privim în urmă, putem spune că au fost atinse multe obiective intermediare. În 2009, puțin și-au imaginat că locuitorii din Moldova, Georgia și Ucraina vor putea călători fără vize în Uniunea Europeană sau că vor avea acorduri politice și economice atât de avantajoase cu Uniunea Europeană. La vremea aceea, era doar o idee de creare a unui cadru politic pentru îmbunătățirea politicii de vecinătate și explorării posibilităților de extindere a relațiilor și cooperării dintre Uniunea Europeană și aceste țări. Uniunea Europeană este un actor foarte relevant pentru regiunea noastră din mai multe puncte de vedere. Este unul dintre cei mai mari donatori ai regiunii, lucru care s-a demonstrat acum pe perioada pandemiei, când Uniunea Europeană a ajutat cu 1 miliard de euro cele 6 țări pentru a lupta cu pandemia. Continuă să susțină societatea civilă prin mecanismul cu reacție rapidă, iar banii de care am vorbit mai sus ajung parte la guvern, parte la societatea civilă. Este o contribuție foarte importantă a Uniunii Europene care arată solidaritatea blocului comunitar cu cetățenii din cele 6 țări. Uniunea Europeană susține țările din regiune prin specializări ale personalului medical, echipament medical de protecție sau școlile pentru învățământul la distanță pe perioada pandemiei. Iată doar câteva elemente prin care cetățenii simt că Uniunea Europeană este relevantă pentru viața lor de zi cu zi. Pe de altă parte, trebuie să subliniem cât de important este ca aceste fonduri să fie cheltuite în mod transparent și verificabil, iar aici se poate vedea rolul important pe care îl joacă organizațiile din societatea civilă. Rămâne așadar un cadru politic foarte important pentru statele din regiune și a demonstrat eficacitatea într-un număr de domenii, fapt care a determinat transformarea radicală a țărilor, mai ales a celor care beneficiază de regimul fără vize și acordurile de liber schimb. Fără acestea, o parte dintre reformele care deja s-au produs în aceste țări nu ar fi avut loc. Cred că parteneriatul estic ar trebui să fie extins și aprofundat. Some countries have transformed dramatically because of visa liberalization, because of the association agreement and deep and comprehensive free trade agreements. Some of the reforms we have seen in these countries wouldn't have happened without these kind of offers that EU has offered to this country. So it's important, it's relevant, and it should be maintained, but probably enhanced in different ways and with different policies. In the last years, the main word was conditionality. Condiționalitatea. Principiul pe care Uniunea Europeană îl aplică în ultimii ani când vine vorba de banii pentru statele din parteneriatul estic nu este privită cu ochi buni de o parte a politicienilor din țările partenere. Într-un parteneriat, partenerii sunt egali, deci nimeni nu poate pune condiții. Este una dintre aserțiunile criticilor condiționalității. For civil society in these three countries, in Georgia, in Moldova and in Ukraine, it is a part of the policy. It's true these countries are partners. Condiționalitatea este foarte importantă. Ultima comunicare a Consiliului din martie arată că nu se înregistrează progresele necesare în statul de drept, buna guvernare, libertatea presei și justiție. Folosirea condiționalității pe perioada negocierii liberalizării vizelor a adus foarte multe progrese. Iar după ce țările au implementat reformele respective, au primit ceva foarte important: o compensație pentru eforturile lor, ridicarea vizelor de călătorie pentru cetățenii lor. Ca atare, aceasta este fără îndoială o situație de win-win, în care ambele părți au avut ceva de câștigat.
căci aceste condiții nu sunt gândite de Uniunea Europeană ca să se uite de sus la statele din Parteneriatul Estic. Dimpotrivă, Uniunea Europeană asistă aceste țări în procesul de tranziție prin implementarea dificilelor reforme pe care le presupune trecerea la economia de piață și un sistem democratic funcțional. Să nu uităm că grație acestor reforme se construiesc instituții, un sistem juridic funcțional, o societate civilă educată și care poate chestiona competent administrația publică. Ca atare, condiționalitatea este o parte extrem de importantă a politicii Uniunii Europene în relație cu aceste țări. We should look at it as a mutually beneficial win-win, because these conditionalities are not for the EU to look down on the countries. Contrary, EU's aim is to help these countries in transition, in implementing some of the most difficult reforms in justice sector, which is very complex. And it does so by providing financial support, providing political support, supporting civil society in these areas also, so that they, on the one hand, civil society to be strong and we have to have the competencies, skills and knowledge to be an equal counterpart to the government. So I think overall it shouldn't be seen as a top-down approach, but as part of the policy to ensure that it's not only trained an economic approximation, but institutions are built, the courts are independent, so that investors then can go in those countries and invest without the fear of being subject of the corruption. Dacă Uniunea Europeană ajută aceste țări să aibă instituții funcționale, drumuri mai bune, școli și tribunale noi, o justiție independentă și un sistem democratic, altfel spus, dacă împreună cu Uniunea Europeană aceste țări evoluează atât de mult, de ce oamenii nu se mulțumesc doar cu asta și vor și să devină cetățeni europeni? Say what should be the next steps from now. Procesul nu este finalizat. Există un vid legislativ. Nu putem vorbi încă de guvernare bună și instituții funcționale. Dacă cetățenii doresc să se alăture Uniunii Europene odată ce țara îndeplinește criteriile, este foarte legitim. Cetățenia Uniunii Europene este foarte atractivă. Uniunea Europeană este foarte atractivă pentru un număr de motive. Moneda unică, respectarea drepturilor omului, prosperitate, democrație. De aceea, cred că această temă trebuie să rămână pe agenda din aceste țări. Și dacă statele implementează reformele, ar fi corect să li se ofere această posibilitate de a deveni membri ai Uniunii Europene. Deși, deocamdată, această perspectivă este îndepărtată. Banii europeni pot fi accesați prin intermediul mai multor programe. Implicarea Uniunii Europene în proiectele de infrastructură, mai ales energie regenerabilă și verde, este ceea ce cred că va urma. În absența unei perspective de aderare, cele trei țări, Moldova, Ucraina și Georgia, pot aprofunda cooperarea cu Uniunea Europeană. This would help these countries, or three countries, to keep the momentum of EU integration on the agenda, keep the reforms under the association agenda alive, keep the public debate alive, because these processes will be in the local media among civil society politicians. And as time goes, if they manage to implement all the reforms, then next step can be, and we have, it's difficult to predict future nowadays, what will be after 10 years, but who knows, 10 years ago, we wouldn't have been able to predict we would be where we are now. So I think everything is ahead. Tinatin Cervatze, thank you so much for this interview. Thank you very much.